24 de ore încoace, simpli angajați sau specialiști calculează salarii, iar cifrele nu arată deloc bine. Lefurile românilor ar putea scădea de la anul cu sume importante dacă guvernul va transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Pe de altă parte, și patronii sunt confuzi și cer clarificări. Unii însă anunță deja că nu vor mări bruturile salariaților. Vor scădea sau nu salariile? Aceasta este întrebarea care stă acum pe buzele tuturor românilor. Ministrul Finanțelor, cel care a spus că de la anul contribuțiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat, nu a ieșit și cu explicații, doar cu promisiuni. Sarcina angajatorului va rămâne aceeași. Ca ministru de Finanțe, asigur toți angajații din România că povara fiscală a acestora nu va crește cu niciun leu în 2018 comparativ cu 2017. Ne-am cam săturat de tot ce să spun. Înțelegeți ceva din propunerile astea? Nimic, absolut! Potrivit analiștilor, cei mai afectați de măsură ar putea fi românii cu salarii de 2000 de lei. Ei vor pierde chiar și 200 de lei din câștigul lunar. Există tentația de a încerca o reducere, o diminuare a salariilor și de majorarea câștigurilor, lucru care se poate fi realizat dacă statul nu găsește un mecanism prin care toți angajatorii să fie obligați să majoreze salariile. La ora actuală, nu cred că cineva poate să-mi impună mie ca angajator care este salariul pe care îl pot da. Pentru că pot să dau salariul în funcție de realizările care le am eu, mai mult de atât. În cazul celor din mediul privat, problema delicată este cum se va menține salariul net pe care îl câștigă în momentul de față în urma modificării contribuțiilor sociale și scăderii acestora din salariu brut. Ministrul de Finanțe să iasă să explice clar care este rolul măsurii. V-a lămurit cumva ministrul de Finanțe ce vrea să facă prin măsura asta? Păi parcă acum vreo două săptămâni vrea altceva. Lipsește o analiză de impact. Toate aceste măsuri ar trebui discutate întâi cu partenerii sociali, create simulări, create teste. În lipsa unor explicații oficiale, analiștii financiari au analizat toate scenariile și au ajuns la concluzia că fără o creștere a lefurilor brute din partea patronilor, salariile românilor ar putea scădea.